În timp ce industria chimică a acaparat piața de medicamente, natura nu contenește să ne dezvăluie tot mai multe dintre miraculoasele sale leacuri tămăduitoare. Și astfel, pentru unii, banalul crin, planta din familia Amaryllis, dovedește pe lângă calitățile olfactive și vizuale și puternice proprietăți terapeutice. Două studii date publicității de ministrul vietnamez al sănătății, efectuate de oamenii de știință de la Institutul Național de Gerontologie și Spitalul de Medicină Tradițională din Ho Chi Minh, arată beneficiile extractelor din flori de crin în tratarea hiperplaziei benigne de prostată și a tumorilor fibromatozei uterine. De reamintit că medicina tradițională asiatică folosește de milenii florile de crin pentru tămăduirea afecțiunilor genitale și urologice. Mai multe detalii despre studiile savanților vietnamezi găsiți pe site-ul nostru www.privireinviitor.ro.